Pentru al șaselea an consecutiv, municipalitatea este alături de copiii care merg la școală. Pe sute de boboci de clasă pregătitoare îi așteaptă o surpriză în prima zi de școală. Prin acordarea unui ghiozdan complet echipat cu un set de rechizite, fiecărui elev înscris în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 se urmărește sprijinirea elevilor din Slatina în parcurgerea procesului instructiv educativ. Programul Primul meu ghiozdan se derulează în unitățile de învățământ de stat din Slatina și își propune să aducă puțină bucurie în sufletele copiilor care pășesc în prima etapă importantă a vieții lor. Ghiozdanele achiziționate de municipalitate vor avea dimensiuni adecvate vârstei elevilor și vor fi de două culori diferite pentru băieți și fete. Fiecare ghiozdan va conține o felicitare, un orar, șase caiete, un bloc de desen, acuarele cu pensulă, carioș și un penar complet echipat. Pentru anul acesta, pentru finanțarea programului Primul meu ghiozdan, autoritățile au alocat suma de 90.000 de lei.